v-am regăsit și mă bucur să ne întâlnim din nou la cele mai frumoase probleme de fizică. Azi vă voi prezenta o frumoasă problemă de mecanică, pentru rezolvarea căreia nu este nevoie de multe cunoștințe teoretice, dar este mare nevoie de înțelegerea sensului fizic a ceea ce se întâmplă și tocmai de aici vine frumusețea problemei. Este vorba, după cum vedeți în desen, de o semisferă de rază R mare, din vârful căreia alunecă fără frecare un corp mic, reprezentat pe desenul nostru printr-o mică sferă neagră. Semisfera stă pe o suprafață orizontală, notată în desen cu S, și să presupunem că micul corp din vârf va aluneca spre dreapta, așa cum îl vedem noi. Întrebarea pe care ne pune problema este, și acum vă propun să vă uitați la acest desen, la ce înălțime H măsurată față de suprafața S pe care stă semisfera, se desprinde corpul de suprafața semisferei. Repet, la ce înălțime H mic măsurată față de suprafața S, se desprinde corpul care alunecă de suprafața semisferei. Bineînțeles că înălțimea H mic trebuie reprezentată în funcție de raza semisferei. Ca de obicei, vă voi spune întâi care sunt cunoștințele teoretice necesare pentru rezolvarea problemei noastre. Trebuie să cunoaștem expresia forței centripete și a greutății, precum și formulele pentru calculul energiilor potențială gravitațională și cinetică. Vedeți acum formulele necesare în imagine. Forța centripetă se calculează prin produsul dintre masa corpului care se mișcă pe un cerc sau pe un arc de cerc și viteza corpului la pătrat, totul împărțit la raza cercului sau arcului de cerc pe care se mișcă corpul. Greutatea, după cum sunt sigur că știți, se calculează cu produsul dintre masa corpului și accelerația gravitațională. Energia potențială gravitațională este produsul dintre masa corpului, accelerația gravitațională și înălțimea H la care se găsește corpul. Asta înseamnă că vorbim odată despre un câmp gravitațional uniform și în al doilea rând că întotdeauna când vorbim despre energie potențială trebuie să ne alegem un nivel de referință, un nivel de la care să măsurăm înălțimea H. Iar energia cinetică este semiprodusul dintre masa și pătratul vitezei unui corp. După cum vedeți, toate forțele de care avem nevoie astăzi ca să rezolvăm problema sunt proporționale cu masa corpului asupra căruia acționează. Acest lucru este foarte important pentru că datorită lui, după cum veți vedea, masa corpului nu are importanță în răspunsul la problemă. Înălțimea la care corpul se va desprinde de suprafața semisferei nu depinde de masa corpului. Și acum să rezolvăm. A sosit momentul să vedem de ce, după părerea mea, este frumoasă această problemă. Așa cum v-am mai spus, nu ajunge să știi formulele necesare ca să o rezolvi. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă, să ai ceea ce se numește simțul fizic al fenomenului. Să vedem. Ca să rezolvăm problema, trebuie să înțelegem de ce se desprinde corpul de semisferă. Să privim acest desen. Deoarece corpul se mișcă într-un plan vertical și face asta pentru că nu există forțe care să-l scoată din acest plan, înseamnă că traiectoria lui pe suprafața semisferei va fi un arc de cerc. Un arc de cerc care începe în vârful semisferei și se termină în punctul D, unde corpul se va desprinde de suprafața semisferei. Pe desen vedeți acest arc de cerc VD trasat cu roșu. D fiind, încă o dată spun, punctul de desprindere. Pentru ca un corp să se miște pe un arc de cerc, este nevoie de o forță centripetă. Forța centripetă, așa cum știți deja, are expresia masa ori viteza la pătrat
supra raza arcului de cerc, care în cazul nostru este și raza semisferei pe care alunecă corpul. Din această formulă se vede că forța centripetă este proporțională cu viteza corpului la pătrat, dar viteza corpului nostru crește pe măsură ce coboară, se face tot mai mare. Și asta înseamnă că și forța centripetă necesară mișcării corpului pe suprafața semisferei se face tot mai mare. Dar care este această forță centripetă? Acum priviți, vă rog, acest desen. Am descompus greutatea corpului care alunecă pe semisferă după două direcții perpendiculare. Una tangentă la traiectorie și una normală. Normală, în acest caz, înseamnă, nu cred că trebuie să explic de ce, spre centrul sferei din care face parte semisfera. Am notat componentele greutății cu GT și GN și se vede că doar GN poate juca rolul de forță centripetă. Numai GN are orientarea necesară. Și de asemenea, din desen, se vede că GN are expresia M ori G ori sinus de alfa. Ceea ce înseamnă că pe măsură ce corpul coboară și unghiul alfa scade și sinusul scade, ceea ce înseamnă, deci, că pe măsură ce corpul coboară, GN scade. Și atunci avem următoarea situație. Pe de o parte, pe măsură ce corpul coboară și viteza lui crește, e nevoie de o forță centripetă tot mai mare ca să-l țină în contact cu semisfera. Pe de altă parte, forța care joacă rolul de forță centripetă, GN, ca alta nu este, scade când corpul coboară. Și asta înseamnă că trebuie să existe un unghi limită, un unghi alfa, să-i spunem, limită în sensul că pentru acel unghi, componenta GN devine exact egală cu forța centripetă necesară. Iar pentru unghiuri mai mici, GN nu mai este suficientă ca forță centripetă, ceea ce înseamnă că sub acel unghi, deja corpul s-a desprins de suprafața semisferei, nu mai există o forță centripetă care să-l țină în contact cu suprafața semisferei. Când corpul nostru ajunge în punctul D, punctul de desprindere, unghiul alfa ajunge la limita despre care am vorbit. Adică în acel moment, GN are încă valoarea necesară ca să poată juca rolul unei forțe centripete care ține corpul nostru lipit de suprafața semisferei. În general, GN trebuie să fie mai mare sau egal decât forța centripetă necesară mișcării. Nu e nicio problemă dacă e mai mare. Singurul efect va fi acela că acel corp care alunecă pe semisferă produce o apăsare pe suprafața semisferei. Dar nu se desprinde. Problema este dacă e mai mic GN decât forța centripetă. Iar când corpul a ajuns în punctul D, această relație devine egalitate. GN, adică M ori G ori sinus de alfa, devine egal cu M ori V pătrat supra R. Componenta GN și forța centripetă. După împărțirea ecuației la M, la masa corpului, obținem că viteza la pătrat trebuie să fie egală cu G ori R ori sinus de alfa. Această relație ne arată care este valoarea maximă pe care poate să aibă viteza pentru ca încă să rămână corpul în poziția respectivă lipit de suprafața semisferii. Dar viteza cu care corpul ajunge în punctul D se poate calcula din conservarea energiei. Pentru că nu există forță de frecare, corpul alunecă fără frecare, energia mecanică totală trebuie să se conserve. Când corpul se găsea în vârful semisferei, el era la înălțimea
R mare, raza semisferei, față de suprafața S, pe care să o alegem ca nivel de referință. Și înseamnă că energia lui potențială, acolo, energia potențială 1, era MGR. Când corpul ajunge în punctul D, el se găsește la înălțimea H mic. Și atunci energia lui potențială, acum, să notăm energia potențială 2, este M ori G ori H mic. Dar se vede că energia potențială 2 e mai mică decât energia potențială 1, pentru că H mic e mai mic decât R. Unde e restul energiei? Am zis că energia mecanică trebuie să se conserve, pentru că nu avem frecare. Înseamnă că restul este acum energie cinetică, corpul are viteză. Ceea ce s-a întâmplat în timpul alunecării a fost că o parte din energia potențială a corpului s-a transformat în energie cinetică. Deci diferența dintre energia potențială 1 și energia potențială 2 este energia cinetică a corpului. Adică M ori G ori R minus M ori G ori H este MV pătrat supra 2. Obținem din această relație că V pătrat este egal cu 2G pe lângă R minus H. A doua relație de care avem nevoie. Și acum, dacă ținem seama de faptul că R înmulțit cu sin de alfa, după cum vedeți pe desen, este H și egalăm părțile din dreapta ale celor două relații, obținem, putem să și împărțim la G mic și rămâne R ori sin de alfa, adică H, este egal cu 2R minus 2H. 2 pe lângă R minus H. Adică 3H este egal cu 2R, de unde rezultă că H este 2 pe 3R. Și am găsit răspunsul. Corpul nostru se desprinde de suprafața semisferei atunci când ajunge la înălțimea H mic egală cu 2/3 din raza semisferei. De pildă, dacă semisfera ar avea un metru, atunci corpul s-ar desprinde la o înălțime H mic de aproximativ 67 de centimetri, indiferent de masa corpului. Problema noastră ar mai putea întreba ceva interesant, și anume, așa cum vedeți în acest desen, la ce distanță X de baza semisferei va cădea corpul nostru, care s-a desprins de semisferă, pe suprafața S. Mi-ar plăcea tare mult dacă ați încerca să rezolvați această întrebare și de aceea vă ajut să porniți rezolvarea. Din momentul în care corpul nostru se desprinde de semisferă, avem o cădere liberă. Putem considera că avem o aruncare. Corpul este aruncat din punctul D cu viteza V. Viteză care, după cum am văzut, se poate găsi din relația V pătrat este 2G mic lângă R mare minus H. Dacă descompunem această viteză în două componente, una pe orizontală VO și una pe verticală VB, le vedeți pe desen, observăm că VO se poate scrie V ori sinus de alfa și V indice V se poate scrie V ori cosinus de alfa. Și acum, din mișcarea pe verticală, atunci când avem aruncări, știți foarte bine că se suprapun două mișcări. Una pe verticală, accelerată, uniform variată, cu accelerația G mic sau minus G mic, în funcție de ce face corpul, coboară sau urcă, și cealaltă pe orizontală. Cea pe orizontală se efectuează cu viteză constantă, pentru că nu avem frecări. N-am vorbit nimic despre frecarea cu aerul, deci o neglijăm. Și atunci, din mișcarea pe verticală, putem calcula timpul de cădere. Pentru că știm de la ce înălțime cade corpul
de la înălțimea H mic. Punctul D se găsește la înălțimea H mic. Această mișcare pe verticală este, așa cum am spus, o mișcare uniform variată cu accelerația G mic și cu viteza inițială V indice V. Și atunci legea spațiului pentru această mișcare va fi H mic este egal cu V indice V ori timpul de cădere, viteza inițială, plus G ori timpul de cădere la pătrat supra 2. Din această relație se poate găsi timpul de cădere. Ce facem mai departe? Folosim timpul de cădere ca să calculăm ce distanță parcurge corpul nostru în timpul căderii pe orizontală. Adică lungimea segmentului EG de pe desen. Din momentul în care corpul se desprinde din punctul D și până când cade, el parcurge pe orizontală o distanță egală cu lungimea segmentului EG. Deci lungimea segmentului EG este mișcarea pe orizontală, este o mișcare uniformă cu viteza VO, care este V ori sinus de alfa. Și atunci este VO înmulțit cu timpul de cădere. Atât durează până când corpul ajunge jos. Și timpul de cădere l-am calculat din această ecuație. Se mai observă pe desen că X pe care îl căutăm este diferența dintre lungimea segmentului EG și lungimea segmentului EF. EG am arătat cum se poate calcula, iar EF se poate calcula prin câteva foarte simple relații trigonometrice, pentru că cunoaștem atât unghiul alfa, cât și raza semisferei. Deci putem să le exprimăm pe EF în funcție de raza semisferei și de unghiul alfa. Și apoi, făcând această diferență, îl găsim pe X. Încercați! Mi-ar plăcea dacă mi-ați trimite rezolvarea pe adresa de e-mail sau măcar rezultatul la care ați ajuns, iar dacă nu reușiți, vă rog să-mi scrieți și vă voi trimite rezolvarea. Dar încercați, vă rog, întâi, pentru că nu devii bun rezolvitor de probleme văzând cum au rezolvat alții problemele, ci încercând odată, de 5 ori, de 10 ori, până reușești. Sper că v-a plăcut problema. La revedere!